aceste pline de tot poeme muzicale, colindele, aceste mult pătimite cântece de stea, colindele, aceste fiice rătăcite prin figuri ateistice, colindele, aceste veșnic tinere cântece văzrănești, colindele, aceste totdeauna mult dorite, mult pătimite, mult așteptate cântece de stea, colindele. Despre colindul românesc s-a scris mult. El rămâne cel mai gingaș dar, cel mai duios omagiu pe care poporul român îl aduce de 2000 de ani încoace. De aceea acum, când în așezările dintre Carpat și Nistru, fiecare locuință este o casă din Betleem, este o casă a pâinii, dumneavoastră, toți cei prezenți în sală, ați fost invitați astăzi, duminică, 25 decembrie, la ora 11, în sala cu orgă, la o sărbătoare pentru suflet, în compania coralei Vocile Primăverii, de la Liceul Ion Creangă din Chișinău. Thank you.
sfântă ne-a venit de sus, când spre mântuire s-a născut Iisus. Și nu-i dar mai mare, nu-i ceas mai frumos, ca acela în care îl aflu pe Hristos. Despre creatorii lor, ele au devenit folclor.
și au colindat pe la casele strămoșilor noștri, vestind despre neprihănita Marie, care s-a oprit să-și odihnească picioarele în casa unui oarecare Crăciun. Oh.
Thank you.
Sărbătorile acestea, păiatul s-a îmbătat de până în loc, i-a înlit un gest de demnitate și discret. Dar s-a întâmplat ceva cu noi. Am venit în timp, parcă un om nu, și-am observat tot ce este în generația sa de Dumnezeu. Mărușoarele, papagalele, drăgaci, și-a luat o sărbător de peste ani. M-am întors cu fața la ei și mi-am dat să ne iau. Le-am făcut loc în mijlocul nostru și poate ne-am simțit mai apus, mai tare cu cei de peste prunc, mai plin de istorie și de conștiință națională. Deci zic, fiți binevenite cu mine și voi prăbușoarele și voi să mă rădăți. Intrați în toate casele noastre, în toate sufletele înțepate de frumos și de istorie. Iar dumneavoastră vreau să vă spun cu drag, voie bună și ocolindă! Let's go.
vocilor primăverii. Îl cunosc de mai mulți ani pe domnul Andronic și știu că domnia sa s-a încet, sigur, dar adânc în sufletul copiilor. Melodiile acestea dumnezeiești, interpretate de acești copii frumoși, ne-au purtat parcă în alte luni, undeva, într-adevăr, alături de Hristos. Domnul Ștefan Andronic, împreună cu poetul Grigore Bieru și compozitoarea Iulia Țăbulschi, au ales un titlu semnificativ la cartea Lăsați copiii să vină la mine, care a apărut câteva zile în urmă la editura Hiperion. Noi îl felicităm pe domnul Andronic cu apariția acestei cărți. Mai înainte, când erau vremuri mai bune, apărea în fiecare an câte o culegere de cântece care erau adresate copiilor și astăzi vreau să-i dăruiesc această carte și să-i mulțumesc mult și să le doresc prosperitate și succes acestor copii, să ne ducă faima cântecului nostru departe de hotarele noastre. Știu că a fost în țară, a fost dincolo de Prut și au cules aplauze furtunoase și aș vrea ca aplauze dumneavoastră să le dovedească încă o dată că merită. Și vă spun sincer, stând acolo în sală, mi s-a părut că nu sunt copii de școli, dar sunt niște profesioniști care cântă cu adevărat foarte frumos. Să ne trăiți, să fiți sănătoși!
ticălare s-a plecat, două spice a apucat, în mână le-a frecat, în burgă le-a suflat, în băsmăluță le-a legat, în buzunar le-a aruncat și la relița acasă a alergat. Mâna-ți mai! Măi, femei, măi, nevastră, de un nostru e cop, trăscop, nu mai bun de pus în snop. Dar și mai vom lăi ce mai vera, ne-am dus de la cărca mă vă lăi unde sunt ima ta și eu. Dar eu am cigarul care bate, nu se calm, nu-mi face trece, frumuseni, când îmi trece și mereu. Nu-mi face trece, frâne, când îmi face bătrâne. Nu-mi face trece, frâne, când îmi face bătrâne. Și s-a dus tare la tine la Ion, pe care m-a făcut trece, frumuseni, când îmi trece și mereu. Și-a făcut trece mai frâne, când îmi face bătrâne. Și l-a pus în gel, s-a vântul în casă pământului. Unde iepile călcau groapa seca, făcea brasca o caca, că nu avea unde să scălda. Și-au încărcat nou care din ponare și s-au dus la șireata de mare. La șireata de mare, când au văzut atât de care din ponare, cu spada pe spinare și-au plecat în ceaia vale. Păștea iarbă de căpșuni, țineasă pe noi plugarii de minciuni. Mânați, mă! Tu-i mațul cu elare, cu luleaua în dinți, cu ochii sticliți, au făcut cioc, boc și-a dat moara la loc. Și-au uns-o cu ouă și-au făcut o nouă. Și-au uns-o cu slănină și-a dat-o la mașinat făină. Și-au mașinat un sac și-a trimis pe un gânsac. Și-au mașinat-o de merlie și-a trimis pe ciocârlie. Și-au mașinat un tobul toc și-a trimis pe iepuri și chioc. Mânați, mă! Înaltă, înaltă, sprâncenată, când a văzut atâta hau de pâine, a pus picioarele la ghiloseală și fața la rumineală și umbla din casă în casă și căuta o sită deasă, sită deasă, de mătasă, sită rară, de negară, prin cei deasă, mercerie, prin cei rară, mergăte. S-a făcut un balac mare, mare, rătat, prin piatra mării măsurat, cu zahar, zahăruit, cu miere îndulcit, pentru noi plugarii gătit. Sunați-mă! Și-a din cărbuna, și-a rupt în două, i-a dat și nouă, și-a rupt în trei, i-a dat și la Andrei, și-a rupt în patru, i-a dat și lui Radu, și-a rupt în cinci, i-a dat și la cel copinci, dar la cel copinci nu era mâncat, nu a câinii îndărta, când câinii la dânsul hrâie, el cu cușma în câini zvârle. Mânați, mă! E urat, va mai ura, vede-o bine că vii dragă, asculta! Dar mai dați-ne câte un bănuț doi să mai cumpărăm câte un bol de șor să mai împungem cel de buzor. Să avem dealuri de suit și băi de coborât, dealuri înjemănate. La cuțan, cu sănătate! Roata, mă!
pentru neamul nostru de astăzi se naște într-adevăr Hristos. Creștini, dragi copii, iubite frate Andronic, în 90, în ianuarie, am asistat la o slujbă bisericească la București, în Biserica Silvestro. Am ascultat un mare preot, preotul Galeriu. Și după slujbă, preotul m-a rugat, mi-a dat deslegare să vorbesc în fața credincioșilor din biserică. Și am observat că masa cu daruri bisericești era cam sărăcuță. Câteva franzele, niște mere, vreo 3 sticle de ulei, câteva de vin și cam atât. Și am spus atunci credincioșilor să nu se amărască, pentru că dacă grâușorul românesc nu a rodit bine anul acesta, el va rodi la anul la loc. Sau dacă pâinea a fost luată de la gura copiilor, o parte din pâine, și dusă în altă parte, grâușorul românesc va rodi la anul la loc. Orice ce ni s-a luat nouă, românilor din Basarabia, spuneam în biserică, nu rodește peste un an la loc ca grâușorul. Pentru că nouă, cei mai vârstă știu,
Ni s-a luat credința, ni s-a luat, într-un fel, limba, ni s-a luat doina, ni s-a furat istoria, sufletul, adică totul. Eu sunt fericit și cred că și dumneavoastră sunteți la fel, că am apucat aceste zile când credința noastră se întoarce acasă, doina noastră se întoarce acasă, limba noastră, limba strămoșilor noștri, limba română, istoria noastră, istoria neamului nostru, se întoarce acasă. Spuneam într-un interviu că va birui nu țara cu cele mai multe tancuri, ci țara cu cel mai mult Dumnezeu în ea și cu cel mai mult greușor. Birui va nu țara cu cele mai multe tancuri, ci birui vor acești căluți. Biruivor acești minunați bărbați ai noștri, care se numesc Ștefan Andronic. Biruivor acești minunați copii ai noștri, biruiva cântecul care este răzbunarea frumuseții pe urițenii. Pentru copiii dumneavoastră, îngăduiți în această sfântă zi, să spun acest cântec de leagă. Hai, puiu, nanina, că mama te legăna, că mama te legăna pe obraș, pe geana sa, pe un spic frumos de griu și pe val la timp de râu, pe miros de măr, pe o stea, pe o crânguță de șasla, și pe dragă noastră doină, și pe tremur lin de horă, pe doi faguri dulci mustoși într-un clopot de strămoși, pe amintirea lui bunicu, pe nesomnul lui tăticu, pe un vers de Eminescu, pe pământul celui Descu, să le vezi și tu așa, hai, puiu, nane, na. La mulți ani, fericit!